când tinerii se reunesc, când tinerii se întâlnesc, fac lucruri frumoase, profunde și, de ce nu, folositoare. Dragi prieteni, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii aici la Apolonia TV. O emisiune în care dorim să discutăm despre faptul că tinerii și chiar tinerii la nivel internațional din mai multe țări, atunci când se întâlnesc cu gânduri mărețe, chiar reușesc să facă lucruri care sunt folositoare pentru biserică, pentru societate și, bineînțeles, și pentru viața lor. Vom discuta în această emisiune despre un proiect internațional care se desfășoară chiar aici, la Iași, cu tineri din mai multe țări. Și am invitat în platou doar câțiva pentru a ne povesti despre această întâlnire, despre ceea ce ei trăiesc aici, la Iași, și despre ceea ce doresc să realizeze împreună. Invitații mei sunt într-un fel și la nivel internațional și spun bun venit, Mirna Zahir, welcome. Thank you. Din Țara Sfântă, Holy Land. Isa Nasar, la fel din Țara Sfântă, din Nazaret, și Codruța Fernea de la Cluj. Bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Iată, avem invitat, să spunem, la nivel internațional. Mulțumesc Codruței care ne va ajuta și în ceea ce privește traducerea, astfel încât Mirna și Isa să înțeleagă ceea ce spunem noi, dar bineînțeles să înțelegem și noi. Îi văd puțin stresați, mi-au spus că sunt prima oară la o televiziune și ne bucurăm că prima oară la o televiziune aici în România. Un proiect internațional organizat de Acțiunea Catolică. Pentru a intra încetişor în această temă, mai întâi, ce este Acțiunea Catolică? Acțiunea Catolică este o organizație de laici din cadrul Bisericii Catolice. S-a născut la nivel internațional în anii 1900, iar atunci, în acea perioadă, s-a dezvoltat în foarte multe țări din întreaga lume, la fel și în România, 1927, 1928, 1930, mai ales în Biserica Catolică de Rit Bizantin din Transilvania, purtând numele de ASTRU pentru tineri și AGRU pentru adulți. Sunt siglele, putem explica, ASTRU, Asociația? ASTRU, Asociația Tineretului Român Unit, și AGRU, Asociația Generală a Românilor Uniți. La fel, tot în acea perioadă și în Biserica Catolică de Rit Latin în dieceza de Iași, de București, s-au început să se nască organizații de laici, nu neapărat sub numele de Acțiune Catolică, dar care erau practic Acțiunea Catolică. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că Biserica Catolică, în cadrul Conciliul Vatican al II-lea, a definit mult mai bine ce înseamnă Acțiunea Catolică și practic a pus sub această umbrelă Acțiunii Catolice toate organizațiile de laici care au o organizare, au un președinte, au o formă de organizare locală, care colaborează cu ierarhia bisericii și care lucrează pentru scopul bisericii, pentru apostolatul pe care biserica îl are. În acest fel, toate organizațiile, chiar dacă nu se numesc Acțiune Catolică, dar care au aceste patru caracteristici, sunt, noi le spunem, formă de Acțiune Catolică și se regăsesc în întreaga lume. În anii 80, toate aceste organizații care s-au născut la nivele naționale datorită episcopilor din diferite țări care și-au dorit această formă de organizare a laicilor, la nivel internațional, acum 30 de ani, s-a constituit un forum care reunește aceste organizații care se numesc Acțiunea Catolică. Și România a fost printre primele țări care au pus bazele acestui organism la nivel internațional, mai ales prin organizația AGRU, care era încă de la început în strânsă legătură cu Vaticanul și cu Roma. Înțeleg că este o asociație internațională prezentă în foarte multe țări, în majoritatea continentelor. Exact. Facem parte din Forumul Internațional al Acțiunii Catolice, pe scurt FIAC, în caz că vom mai spune FIAC. Fac parte aproximativ 40 de țări de pe toate cele 5 continente și, bineînțeles, este o organizație internațională în dezvoltare. Are foarte mulți membri, în special în țările cu majoritate catolică, cum este Italia, Argentina, Spania, dar și foarte multe țări din Africa. Iar acum se lucrează intens și pe continentul asiatic, pentru că sunt organizații, formă de Acțiune Catolică, care își doresc să
facă parte din acest organism. Chiar în 2012 am avut un eveniment important chiar la Iași. Exact, în 2012 la Iași a fost adunarea generală internațională, s-a desfășurat aici timp de o săptămână, au fost participanți din, cred că, 50 de țări. Evenimentul a fost organizat de Acțiunea Catolică din România în colaborare cu Secretariatul General de la Roma și pentru foarte mulți dintre participanți de pe toate continentele a fost o adevărată surpriză să descopere o Românie altfel decât o știau, o biserică, să vadă o biserică catolică vie, implicată, care face activități pentru copii, pentru tineri, pentru laici, dincolo de toate celebrările liturgice care se fac în catedrale, de programul de rugăciune. Biserica catolică este o realitate foarte, foarte vie în România, chiar dacă într-o minoritate. Într-un astfel de context organizat de Acțiunea Catolică, bineînțeles, îmi dau seama că sunt foarte multe, multe activități la nivel Episcopiei de Iași, la nivel național, la nivel internațional. O astfel de întâlnire este organizată la Iași în aceste zile cu acest proiect care este internațional, pe care l-ați chemat WALLS. Dacă ne spui, te rugăm, despre ce este vorba, pentru că cu această ocazie avem și prietenii din Țara Sfântă și prietenii din Italia și din Malta, bineînțeles, și tinerii din România. Despre ce proiect este vorba? Așa este, la nivel internațional sunt diferite proiecte care se adresează tinerilor în special. Proiectul WALLS de care aminteați este un proiect care este un parteneriat practic între România, Italia și Malta. A început acum 2 ani, practic s-a născut acum mulți ani. S-a născut în 2015, am avut o întâlnire internațională la Cluj și de atunci cele 3 țări și-au dorit să facă ceva mai mult împreună, în special pentru liderii de tineret. Și-au venit cu ideea acestui proiect în 5 etape, în 5 întâlniri, 3 în Italia, una în Malta și aceasta 5-a în România. Tocmai pentru ca liderii de tineret să învețe mai multe despre voluntariat, despre cum pot să ajute ei, la rândul lor, tinerii pe care îi însoțesc în acest parcurs. Proiectul OLS vine de la oportunități, O. W-ul vine de la willingness, adică dorința de a profita de oportunități și a învăța. L-ul vine de la learning și S-ul vine de la success, de la succes. Tocmai ideea în care noi și trebuie să ne bucurăm de ceea ce facem și să sărbătorim succesele pe care le avem în munca cu tinerii și ei trebuie să învețe să aprecieze ceea ce trăiesc și ceea ce experimentează. Pentru că de foarte multe ori ne mișcăm repede de la activitate în alta fără să ne oprim și să vedem cât de mult am învățat și cât de mult acea activitate poate ne-a schimbat viața sau ne-a influențat viața, oamenii pe care i-am cunoscut. În acest context, tot FIACul, tot Forumul Internațional al Acțiunii Catolice la nivel internațional ne-a propus să invităm și tineri din Țara Sfântă la această experiență în România, iar noi ca și Acțiune Catolică din România avem o atenție particulară față de prietenii noștri creștini din Țara Sfântă și am răspuns foarte repede, da, sunt bineveniți. În această vară și alți tineri din Țara Sfântă au avut parte de experiențe în Europa, în Spania, în Italia, în Malta, tocmai ca să cunoască realitățile Bisericii Catolice din România și din Europa și să fie un schimb de experiență, de trăire, care într-un final este o îmbogățire reciprocă. Deci o atenție specială în acest proiect, cu tot ce ai spus, dar o atenție specială față de tinerii din Țara Sfântă și începem să discutăm și cu ei. Îmi dau seama că e greu să urmărească această emisiune pentru că totuși sunt de câteva zile, dar limba română nu cred că le este atât de familiară. O întrebăm pe Mirna, cum s-a simțit pe parcursul desfășurării acestui proiect? On this project is here in Romania. Happiness fulfilled my heart just
seeing youth Christians working on building connections between Christian. Bucuria a umplut inima mea. Doar puțin mai tare ca să auzi în traducere. Bucuria a umplut inima mea, inima ei, când a văzut tineri așa de deschiși, așa de implicați. Between Christian youth from the Holy Land and Christian youth from all around the world. I love the way they give from their time and lives just to make it succeed the Catholic actions. Mi-a plăcut să văd cum acești tineri și-au dat din timpul lor și din resursele lor ca să facă această activitate una de succes. It felt like a family there. Am simțit ca o familie. I was relieved. I acted natural. They accepted me just the way I am. M-am comportat în mod natural și toată lumea m-a acceptat așa cum sunt eu. It was an amazing experience. Este o experiență extraordinară. Isa, ai petrecut câteva zile în România. Cum te-ai simțit în aceste zile? Cum ai cunoscut România? Ce ai simțit în aceste zile când ai fost în România? You spent some days here in Romania. You started to know something about Romania. How did you felt these days here in Romania? It was an amazing feel. M-am simțit extraordinar. First time in Romania. Pentru că sunt pentru prima dată în România. All the people here were my second family. Toți oamenii de aici sunt ca și a doua mea familie. And I loved the really thing in Romania is the churches and the old mosaics and agricultures. Am apreciat bisericile, tot ceea ce am văzut în biserici, în special mozaicul, se referea la mozaicul din Catedrala Catolică din Iași. And how the lifestyle they live here. Și i-a plăcut în mod deosebit și viața oamenilor de aici, modul în care oamenii de aici își trăiesc credința. Mulțumim! Pe parcursul emisiunii dorim să aflăm mai multe, revenind la acest proiect din care acești tineri fac parte. De fapt, în ce constă, dacă e să intrăm mai în profunzime, pentru că vorbea despre valori care sunt cu adevărat profunde și pe care tinerii doresc să le trăiască, să le înțeleagă, după aceea să le trăiască, bineînțeles, în experiențele lor și în propriile lor realități. În ce constă acest proiect și ce anume urmărește? Practic, așa cum spuneam și adineori, proiectul a avut 5 etape, pentru că în aceste zile încheiem la Iași ultima etapă. Practic, primele 3 etape s-au desfășurat în Italia, au fost 3 întâlniri. Prima dintre ele a fost ca să punem practic bazele acestui proiect și să vedem modul în care îl vom construi. În prima întâlnire am discutat foarte mult despre dezvoltarea pozitivă a tinerilor, dar și despre aspecte legate de doctrina socială a Bisericii Catolice și modul în care tinerii se pot implica și își pot dărui timpul în activități de voluntariat care să îi ajute și pe ei să crească. A doua etapă a proiectului a fost tot în Italia, la Roma, în vara anului trecut. Am profitat de întâlnirea prietenilor noștri italieni care aveau o întâlnire a tinerilor italieni cu Sfântul Părinte și practic am suprapus cele două date, astfel încât să putem să organizăm și activitatea noastră, dar și să participăm la evenimentul cu Papa Francis care s-a desfășurat la Roma și toți tinerii italieni. În același timp, la evenimentul care s-a desfășurat la Roma, a doua etapă a proiectului OLS, am invitat și tineri din estul Europei. Practic, au fost tineri din Bulgaria, din Ucraina, din Polonia, din Republica Moldova, tocmai ca să deschidem, aș spune, porțile acțiunii catolice și spre alte realități și spre alte grupuri de tineri care își doresc să facă parte din această organizație la nivel internațional și care înainte să facă parte dintr-o astfel de organizație, noi ne dorim să o cunoască și să știe într-un fel sau altul în ce își asumă sau în ce vor să se implice. Tema celei de-a doua întâlniri din cadrul proiectului a făcut multă referință la voluntariat, la toate oportunitățile de voluntariat pe care tinerii le au, atât în cadrul bisericii, cât și în exteriorul bisericii. Toate organizațiile care
au nevoie de timpul și de resursele noastre ca să facem această lume mai bună. A fost o experiență extraordinară pentru toți participanții și pentru mulți dintre ei chiar și întâlnirea cu Sfântul Părinte a fost unică și legăturile care s-au creat încă de atunci încă sunt vii, pentru că îi văd cât de mult discută pe grupurile de WhatsApp și pe grupurile de Facebook și cât de mult își împărtășesc fotografii, gânduri, își mai transmis saluturi și acum după un an, mai bine de un an de la eveniment. Asta înseamnă că chiar ceea ce s-a trăit acolo și ceea ce s-a clădit a avut un impact puternic în viața lor. A treia ediție, a treia etapă din cadrul proiectului OLS s-a concentrat pe ideea de învățare, s-a concentrat pe procesele de învățare pe care un lider de tinere trebuie să le urmărească în cadrul grupurilor de tineri. A fost o întâlnire cu 15 participanți, România, Italia, Malta, tot la Roma, s-a desfășurat în octombrie. Și am avut bucuria să suprapunem într-un fel sau altul și acea întâlnire cu calendarul bisericii, care tocmai deschidea un sinod despre tineri. Noi, fiind Acțiunea Catolică, întotdeauna suntem atenți la calendarul pe care Biserica Catolică îl are la nivel național și internațional și, într-un fel sau altul, și evenimentele noastre încercăm să le construim în jurul acestor evenimente și să fim parte din ele. Asta înseamnă că ați fost din nou la Roma, din nou la Sfântul Părinte, exact. Din nou la Bazilica exact. Sfântul Petru. Exact. Am participat la Sfânta Liturghie de deschidere a Sinodului cu toți participanții și am participat și la o întâlnire care s-a desfășurat într-o aulă la Vatican, în care au fost participanți toți părinții sinodali, dar și tinerii din Roma. A fost un eveniment public și a fost de asemenea o experiență extraordinară pentru tinerii noștri, care mulți dintre ei l-au văzut pentru prima dată pe Sfântul Părinte, dar și pentru noi, pentru că am fost la Roma în acel moment, pot să spun istoric, pentru că a fost primul sinod despre tineri pe care Biserica Catolică l-a făcut. De asemenea, întâlnirea noastră despre modul în care învață tinerii, despre procesele de învățare, a fost, pot să spun, un succes, pentru că de multe ori ne focusăm pe activități fără să ne dăm seama că în spatele activităților există niște procese pe care trebuie să le urmăm dacă vrem să fie cu folos în viața tinerilor. Și ca și lider de tineret, cred că este important să, atunci când organizăm o întâlnire, să reflectăm asupra proceselor pe care le începem și să știm... Și asupra nevoilor. Și asupra nevoilor, nu doar să facem activități de dragul de a le face, ci efectiv să facem activități care au un real impact în viața tinerilor. A patra ediție OLS s-a desfășurat în Malta în aprilie, în săptămâna mare, în săptămâna dinaintea Paștelui de rit latin, astfel că în primele zile ale săptămânii am avut ocazia să înțelegem ce înseamnă succesul în activitățile de tineret, dar în același timp, fiind și săptămâna mare, am reflectat foarte mult ce înseamnă succesul din perspectiva lui Dumnezeu, modul în care suntem invitați să punem în echilibru ceea ce trăim, ceea ce ne prezintă societatea, ceea ce este credința noastră, care de foarte multe ori nu este deloc ușor, și ideea de succes este total diferită, ceea ce ne propune biserica. Biserica ne propune slujire, ne propune atenție față de ceilalți. Ar fi interesant să ne fi oprit asupra acestui punct. Cum au înțeles tinerii participanți la această etapă succesul și ce le-ați propus? Exact. Da. A fost o bucurie să întâlnim familii din Malta. Prietenii noștri din maltezi ne-au
invitat în familiile lor, am petrecut duminica învierii în familiile malteze, am văzut tradițiile locale, modul în care se celebrează Paștele în Malta și asta a reprezentat o îmbogățire extraordinară. Ceea ce vreau să spun, să adaug că la toate aceste ediții ale proiectului, practic am fost 3 sau 4 persoane de referință, eu din partea României, 2 persoane din Malta și o persoană din Italia și toți ceilalți participanți s-au schimbat. Noi am fost practic punctul de continuitate al proiectului, dar ce pentru toți participanții au fost experiențe noi și într-un fel sau altul a trebuit să să-i punem în temă cu ceea ce se întâmplă și modul încotro ne îndreptăm. Și am ajuns la ultima etapă, aici la Iași. Practic, nu este finalul. E bine de auzit asta. Pare finalul proiectului. Eu cred că este un început. Acest proiect a avut... unul dintre scopurile lui era și să strângă un pic relațiile de... pot să spun prietenie între cele 3 organizații din Italia, Malta și România, dar și să pună bazele unei colaborări viitoare în care să implicăm mult mai multe țări din Europa care își doresc să fie implicate în astfel de proiecte. Dar trebuia să începem de undeva și acesta a fost un punct de început. Proiectul din aceste care se desfășoară la Iași, practic ne-am concentrat pe ideea de proiecte, ce înseamnă proiecte pentru tineri, cum pot fi finanțate proiectele de tineri, pentru că acest proiect a fost finanțat prin cadrul programului Erasmus+, la care au aplicat partenerii noștri din Malta. Practic, acest program a acoperit toate costurile, aproape toate costurile acestor întâlniri. Și am discutat despre modul în care acest program poate fi folosit mai departe, atât la nivel național cât și la nivel internațional și cum poate să fie valorificat astfel încât să putem să avem și alte experiențe de acest fel. În același timp am vorbit despre cum putem să facem fundraising, cum putem să strângem bani pentru activitățile pe care le propunem, că până la urmă de multe ori și asta e un impediment. Ne-am dat seama cât ne este de greu nouă tinerilor să vorbim despre bani, despre modul în care putem să găsim surse de finanțare și persoane dornice să ne ajute în ceea pentru ce pentru că organizațiile facem. Trebuie să meargă înainte exact. Și meargă înainte și cu ajutorul exact. Resurselor materiale. Exact. Dar am avut o sesiune foarte interesantă și ceea ce a fost, cred că, deosebit și care, efectiv, am văzut că lumea efectiv stătea la sesiune și nu vrea să mai iasă în pauză, modul în care împărtășeam ce facem noi în România, ce fac prietenii noștri din Malta, ce fac prietenii noștri din Italia și punând împreună ne-am dat seama cât de multe idei am luat de la ceilalți despre ce putem să facem noi și modul în care putem să adaptăm diferite metode sau diferite idei realității noastre și poate chiar să avem succes. Deci o întâlnire destul de densă, destul de plină de idei, plină de activități, de întâlniri. Să vedem cum s-au simțit participanții la această întâlnire, la acest proiect. Mirna, ce ai învățat pe parcursul acestei ediții a proiectului de aici, de la Iași? What did you learn in this edition of Alls here in Iași? The most important thing that I've learned in Alls is that we have to work as a team in order to achieve the aim. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că trebuie să lucrăm în echipă pentru a ajunge la scopul pe care ni l-am propus. And if you want to receive from the others, you have to give, you have to ask, you have to talk and just not just sit. And și dacă vrei să can you repeat a bit? And you have to, if you want to receive from the others, you have to ask and to give them. Dacă vrei să primești de la ceilalți, trebuie să dai în același timp, să ceri, nu doar să stai și să aștepți să primești. So if you talk, they will know your ideas, your needs, they can dacă help you. Dacă vorbești, ceilalți vor ști care sunt nevoile tale, ce gândești și astfel te pot ajuta.
Olds taught me that it's always a good idea to participate in a Catholic action. Olds m-a învățat că este întotdeauna o idee foarte bună să participi în activitățile acțiunii catolice. Because you can hear the experience from the experience of the others and pentru you can că poți să auzi și poți să vezi experiența celorlalți. You can take ideas from them and start poți a new project iei, in your country. Idei de la ceilalți și poți să începi proiecte noi în țara ta. Să întrebăm dacă are deja câteva idei pentru activitățile la Nazaret. Do you have some ideas for activities in Nazaret? Yeah, I would do more cherish activities. Va face mult mai multe activități în cadrul parohiei în care îi va implica pe ceilalți. And I will work on making activities to connect between youth in all the Holy Land. Și dorește să facă activități care să conecteze toți tinerii din Țara Sfântă. Vom reveni asupra lucrurilor okay. care se întâmplă în Țara Sfântă. Le întrebăm pe Isa cu ce te întorci acasă din România după participarea la această întâlnire. What do you go home after participating in this meeting? So I'm going home very happy, full of energy. Mă întorc acasă foarte bucuros, plin de energie. After all the experience that I'm heard from, I can see now my brothers and friends. După toată experiența pe care am trăit-o împreună cu prietenii mei, le pot spune frații mei. And trying to fulfill it in our country and our land. Și voi încerca să o pun în practică în țara noastră. Besides all the political reasons. În ciuda tuturor dificultăților politice care există. O idee extraordinară aceea de a implica în acest proiect și tinerii din Țara Sfântă. Aminteai mai înainte, te-aș ruga să rei. Cum s-a născut această idee? Cum s-a desfășurat întâlnirea, participarea acestor tineri în mai multe locuri din Europa și cum s-au simțit tinerii din Țara Sfântă când au fost primiți de alte biserici? Cum spuneam, la nivel internațional, Acțiunea Catolică are atenție particulară față de Țara Sfântă, față de creștinii care trăiesc în locurile unde a trăit Iisus. Și de-a lungul timpului au fost diferite inițiative pe care Acțiunea Catolică la nivel internațional le-a propus în Țara Sfântă. Precum, de exemplu, acum 10 sau 11 ani a fost un pelerinaj foarte mare cu 150 de tineri din toată lumea în Țara Sfântă. Au mai fost sesiuni de studiu care le-am făcut acolo și ne-am dat seama că noi tot mergem în Țara Sfântă pentru că ne place să mergem în țara unde a trăit Iisus, în pământul pe care a călcat Iisus. Ne-am bucurat de fiecare dată să întâlnim creștinii de acolo, ne-au primit tot timpul cu brațele deschise și ne-am dat seama că vrem ca și ei să vină la noi, în ciuda, cum zicea Isa, tuturor dificultăților politice care există și teritoriale. Ne-am dorit ca și ei să vină să ne cunoască la noi acasă. Noi tot am mers la ei acasă, dar ne-am dorit să vină și ei în comunitățile noastre și practic așa s-a născut un alt proiect care la nivel internațional se cheamă We Are One, Toți Suntem Unul, în care încercăm să dăm spațiu acestor tipuri de experiențe și am început de la țările care au fost deschise spre această inițiativă, cum spuneam, a fost România, Malta, Italia și Spania, în care, în cadrul activităților noastre estivale care se întâmplă în țările noastre, cum aveam noi Olsul deja planificat de mai bine de un an în România, am zis că putem să găzduim 2, 3, 4 tineri care pot și își doresc să vină. Până la urmă s-a decis să fie 2 tineri în fiecare țară. Astfel au fost 2 tineri care au participat la activitatea Acțiunii Catolice din Spania, adunarea lor generală care s-a desfășurat la Avila. Au fost 2 tineri care au participat la campusul estival al Acțiunii Catolice Malteze. Au fost alți 2 tineri care au participat la campusurile de tineret ale Acțiunii Catolice Italiene. Iar noi, și datorită dificultăților lingvistice, deși vara aceasta am mai avut activități la nivel național, am optat să invităm la această întâlnire care știam că se va desfășura în limba engleză și logistic ne va fi mult mai ușor să
să ne organizăm, având în vedere că Acțiunea Catolică totuși suntem destul, nu suntem, suntem o organizație mare în Biserica Catolică, dar raportat la numerele Bisericii Catolice din România suntem puțini, adică nu avem o forță chiar așa de mare să putem să facem tot ceea ce am dorit să facem. Și totuși se fac multe lucruri frumoase. Și ne bucurăm că au venit. Au avut ocazia, datorită dificultăților de transport. Iașul nu este așa ușor de ajuns pe cale aeriană, deși sunt multe progrese. Ne-am dorit să fie mai multe oportunități. Participanții au ajuns toți pe aeroportul din Cluj și am avut ocazia să traversăm practic toată țara. Trebuie să recunoașteți că ați dorit să vedeți România și din mașină, nu numai din avion. Exact, exact. Am avut ocazia să vedem frumusețea Voronețului, să ne bucurăm de munții din zona Vatra Dornei și la întoarcere vom avea ocazia să mai vizităm câteva, să mai facem câteva popasuri. Credem că este și o formă de a le arăta prietenilor noștri și dificultățile care le avem noi ca și Acțiune Catolică din România, să la fiecare întâlnire practic noi traversăm țara, pentru că nu am spus, dar Acțiunea Catolică din România este prepordere prezentă în partea de Transilvania, în eparhiile de rit bizantin și în dieceza de Iași. Atunci practic când organizăm întâlniri la nivel național, cineva călătorește, cineva traversează munții și asta implică un efort de timp, de resurse. Știm că țara noastră încă nu are autostrăzi, deci nu intrăm în aceste subiecte. Dragi prieteni, suntem la o emisiune în care vorbim despre dorința tinerilor de a se întâlni, de a crea împreună lucruri frumoase, o dorință care depășește granițele unei parohii, unei episcopii, unei dieceze, unei națiuni, pentru că vorbim despre o întâlnire ce are loc aici la Iași, organizată de Acțiunea Catolică la nivel de România și la nivel internațional, ce reunește tineri, bineînțeles, din România, din Italia, din Malta, dar și din Țara Sfântă. Și avem în această emisiune persoane tineri chiar din Țara Sfântă, Mirna și Isa, și pe Codruța, care coordonează acest proiect din Cluj. Revenind la Țara Sfântă, Mirna, cum este să trăiești în aceleași locuri în care a trăit și Iisus Hristos? How is to live in the same places where Jesus lived? It's an amazing feeling to live where the Jesus walked and lived. Este un sentiment extraordinar să trăiești acolo unde Isus a trăit și a umblat. Because you can always feel his spirit around you. Pentru că întotdeauna poți să simți spiritul lui în jurul tău. I must appreciate it to live there, especially when I see the expression on people's face when I see them, tell them that I live in Nazareth. Trebuie să apreciez locul unde trăiesc, mai ales când mi-am dat seama de expresia prietenilor mei, care atunci când le spun unde locuiesc, au efectiv schimbat expresia pe față, expresia feței. And to participate in a mass in the Annunciation Church is also an amazing feeling. Ea merge la liturghie în Biserica Bunei Vestiri și întotdeauna când merge este un sentiment extraordinar. It makes me feel like Jesus chose me to be here and to be in Nazareth. Simte că este ca și cum Dumnezeu a ales-o pe ea să fie acolo, să fie ea, să trăiască la Nazaret. And I have to do something for Christians in Nazareth and all around the world. Și vrea să facă ceva pentru creștinii din Nazaret, dar și pentru creștinii din întreaga lume. Isa, cum trăiesc credința tinerii din Nazaret? Că toți sunteți exact din Nazaret. Cum sunt activitățile, cum sunt întâlnirile, cum se întâlnesc tinerii și mărturisesc credința la Nazaret? How young people live their faith in Nazareth? What kind of meetings do you have there for youth? And what do you do in your activities? We try to live how Jesus tells us. Încearcă să trăiască așa cum Iisus le-a spus. To be activities. To be active men and women, boys and girls. Să fie oameni activi.
tineri și bărbați și femei activi în biserică și în societate. So we in our parishes we have a volunteering like Sunday school. Ei au activități de voluntariat în biserica lor, în parohia lor, precum școala de duminică. And in different youth in different youth. Și diferite activități cu tinerii. So we can live our faith in happiness and in how Jesus tells us. Deci poți să-și trăiască credința cu bucurie, așa cum Iisus le-a spus în Iisus ne-a spus în Evanghelie. Da, trebuie să spunem lucrul acesta, tu pomeneai mai înainte, se fac multe pelerinaje și e foarte bine că este așa, este foarte frumos. Creștinii din lumea întreagă merg în Țara Sfântă și este și o expresie pentru a vizita locurile unde a trăit Iisus Hristos și prea puțin atenție de a întâlni și persoanele creștinii care sunt în aceste locuri. De aceea este extraordinar că îi avem pe tinerii aceștia, pe Mirna și pe Isa, care ne povestesc cum trăiesc ei acolo. Aș dori să întreb pe Mirna, în mod concret, așa, specific, ce activități întreprind tinerii în parohiile din Țara Sfântă? Cu ce se ocupă? Very concrete, what do you do in your parishes with the youth group? The activities? The activities. Okay, in our parish we have activities, we have Sunday school, as he mentioned. Sunday school. În parohia lor, așa cum s-a menționat deja, este școala de duminică sau școala duminicală. Sunday school has two groups, a group for kids and a group for their parents. Această școală de duminică are două grupe, grupa pentru copii și grupa pentru părinți. And for the youth, we have a Franciscan youth program. Iar pentru tineri au un program franciscan pentru tineri. Both programs have weekly meetings. Ambele programe, ambele, atât școala duminicală cât și propunerea grupului franciscan pentru tineri, au întâlniri săptămânale. In the meetings, they work on their faith, on how to represent Jesus and what he taught us. În cadrul întâlnirilor vorbesc mult despre credință, despre ceea ce Iisus ne-a învățat. How to behave as a Christians in our society. Și cum să se comporte ca și creștini în societate. Nu am dorit să intrăm în, spunem, chestiuni politice. Știm că este o realitate destul de complicată. Totuși, aș vrea să-l întreb pe Isa, care este legătura cu tinerii din, nu mai știu exact cum e bine să spunem, din teritoriile palestiniene? But which is your relation with the young people from Palestinian territories? It's not a good relationship. În acest moment nu este o relație only foarte strânsă. Knows the priest. Noi cunoaștem preoții. But there is a good relationship in every year. It's the Franciscan March. Dar în fiecare an se face un marș al franciscanilor, al călugărilor franciscani care implică tinerii. That gathers all the Christians from the Holy Land, Palestine, Israel. Și la acest marș participă toți tinerii creștini din Țara Sfântă, atât că cei care locuiesc în Israel, cât și cei care locuiesc în teritoriile palestiniene. For a week, so they can know each other and be friends. Este o activitate care durează o săptămână și în acest timp au ocazia să se creeze legături și să se cunoască unii pe ceilalți. Mirna, ce ar putea învăța creștinii din Europa de la voi, creștinii din Țara Sfântă? Nu e cazul, nu neapărat să vă lăudați, dar cred că am avea multe de învățat. What can learn European Christians from Holy Land? We Christians from the Holy Land, although we have a confusion conditions in our lives, noi creștinii din Țara Sfântă, chiar dacă uneori ne este greu, we still have a strong faith in God. Avem o credință puternică în Dumnezeu. I feel God sacrificed his life for us. Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. So we have to give him something in back and it's our faith. Și noi dăm ceva în schimb, credința noastră. We are surrounded in our city of so many religions, but we are strict in Christianity.
în orașele lor sunt înconjurați de așa de multe alte religii, dar ei rămân fermi în credința lor creștină. So if we with these conditions have a strong faith, I guess they should do. They have to fight for the religion. Deci noi dacă în aceste condiții dificile avem o credință puternică, cred că și creștinii din România din Europa ar trebui să lupte mai mult pentru credința lor și să fie mai dinamici, mai fermi. Isa, ce am putea face noi, creștinii, să spunem, din lumea întreagă, pentru creștinii din Țara Sfântă, considerând condițiile într-un fel dificile pe care le au acolo? Knowing the difficult situation of Christians from Holy Land, what can we do, Christians from all over the world, for you? To do, we can do more youth exchanges. Puteți face mai multe schimburi de tineret. Ce-am început bine, proiect de la Iași. Inside our land, outside our land. Atât la ei acasă, cât și în alte țări. So, in this case, we can, you can give the Catholic Action's values to our youth people. În acest mod puteți să transmiteți valorile Acțiunii Catolice și tinerilor din țara noastră, din Țara Sfântă. And this is makes a very connection, a strong connection between us inside the Holy Land and outside. Și asta face o legătură foarte puternică între noi, tinerii din Țara Sfântă și tinerii din altă parte. Cred că ce spuneam înainte, cât de important este, dacă reușim și mergem, ajungem în Țara Sfântă ca un pelerinaj, ca o întâlnire cu locurile unde a trecut Iisus Hristos, să nu uităm că acolo sunt oameni creștini care încearcă și ei să trăiască credința. Aș dori, n-aș neapărat o întrebare personal, poate este personal pentru Mirna, care locuri din locurile tradițional de pelerinaj o impresionează cel mai mult din Țara Sfântă. Bănesc la vizita pe toate. From all the pilgrimage places from Holy Land, which of them it's most close to your heart, which it's making good impression? Which what? Which is the one you appreciate more, which is which you like very much? In our land. Yes, in your land. In السياحة أكثر محلات سياحية عنا أو أماكن مقدسة. يبين كي أوزيم شن لمبالور كرك كافي إنتريسانت سأوزيم شي كم بربيس كي مود نورمال. I would say Nazareth and Jerusalem. Nazareth și Ierusalim. Because Jesus lived in Nazareth. Pentru că Iisus a trăit la Nazareth. And he was all the story was in Jerusalem. If you can go, you can see where he is, that he walked here, where the cross was. Și iar când mergi la Ierusalim, poți să vezi exact locurile unde a umblat, unde a fost locul unde a fost crucificat. These are my favorite places. Nazaretul și Ierusalimul sunt locurile preferate. Codruța, vedem cât de important este ca noi să, și spuneau și specificau și ei lucrul acesta, cât de important este să găsească un cadru potrivit în care tinerii să se întâlnească, să discute. Spunea aseară că Isa e foarte precis în a lua notițe, în a participa la evaluare, în a învăța toate lucrurile. Cât de important este pentru comunitățile noastre, de ce nu și la nivel civil, la nivel autorităților, să îi implicăm pe tine, să creăm astfel de cadre pentru ca tinerii cu adevărat să se simtă valorizați? Da, este extrem de important. Doar când lucrezi cu tinerii îți dai seama cât de mult nevoie au de a avea spații în care să se întâlnească, în care pot să fie ei, în care pot să împărtășească viața lor. Și noi, ca și Acțiune Catolică, încercăm să avem o atenție particulară față de tine și să creăm astfel de spații, astfel de locuri unde se pot întâlni și unde efectiv pot să-și împărtășească viața, trăirile. Cum ziceam și ieri, am fost profund impresionată de modul în care Mirna și Isa au participat la acest schimb de experiență, modul în care au fost parte activă din toate sesiunile, în ciuda dificultăților poate lingvistice, culturale, modul în care gândim
noi europenii este diferită de modul în care, de background-ul lor, și asta pot să spun pentru că și eu am fost de multe ori în Țara Sfântă și mi-am dat seama că este o altă cultură, un alt mod de a relaționa lucrurile și chiar am apreciat în aceste zile modul în care s-au implicat, faptul că au venit cu mintea și inima deschisă, pregătiți de a învăța, de a împărtăși experiența lor și acest lucru mi se pare un lucru extraordinar pentru că atât noi ne-am învățit din interacțiunea cu ei și din ceea ce, ce ne-au povestit despre țara lor, despre modul în care ei se implică în parohie, dar și ei la rândul lor merg acasă îmbogățiți de ceea ce au trăit, ceea ce au experimentat în aceste zile aici cu noi și eu sunt convinsă că este doar începutul unei prietenii frumoase cu ei, cu parohia din care provin și cu siguranță ca și acțiune catolică din România vom fi atenți să dezvoltăm această relație și de ce nu poate să le întoarcem, să le întoarcem vizita și să gândim niște proiecte sau niște pelerinaje la ei, la noi. Știu că acțiunea catolică la nivel internațional are planuri în privința aceasta, nu știu cât sunt de stabilite, deci nu le putem spune în privința viitorului și activităților care sunt pregătite, dar știu că acțiunea catolică are această atenție față de, de Țara Sfântă. Mirna, un mesaj pentru tinerii din România? A short message for young people from Romania. Chiar și mai lungă. I would like to tell them to come to Nazareth to visit. Vreau să le spun să vină la Nazaret. To visit the Holy Land where the Jesus walked. Să vadă Țara Sfântă, să vadă țara în care a umblat Isus. To feel his presence there. Să simtă prezența lui acolo. Because it's a really different experience to be there. Pentru că experiența deosebită să fie acolo. To see where your religion was. Să vezi locul în care religia, credința ta s-a născut. I guess it's going to be a good experience for them to make their faith strongest. Cred că va fi o oportunitate bună pentru ei să se întărească în credință. And to always have the smile they gave to me on their face. Și întotdeauna să aibă pe fața lor zâmbetul acel care zâmbetul care întotdeauna îl dau și altora. Isa, un mesaj pentru tinerii din România. A message for young people from Romania. Okay. To keep your faith in God strong. Să țineți credința în Dumnezeu puternică. Smiley. Să zâmbiți mereu. And to continue with the message we all fighting for. Și să continuăm să luptăm pentru mesajul pe care l-avem împreună. That is the salvation of the world. Adică salvarea lumii. Am vorbit despre o mică parte a activităților acțiunii catolice, despre acest proiect care se pare este foarte, foarte frumos. Să spunem că sunt tineri care încă mai sunt timizi în a se implica, în a participa la activitățile, de ce nu propuse de biserică, poate din multe prejudecăți. Ei stau toată ziua și se roagă, trebuie să fim special, trebuie să facem lucruri așa foarte grele. Nu sunt activități care sunt pe inima tinerilor și pentru viața lor. Cum am putea să-i convingem pe tine să se implice mai mult în comunitățile lor? Cred că ar fi interesant să ca ei să-și dorească să facă parte din astfel de activități. Și noi și de asta activitățile pe care le facem cu tinerii care sunt deja implicați, încercăm să fie prezente în social media, tocmai ca să le arătăm și celorlalt cât sunt de frumoase și interesante și ce trăiri profunde sunt. Tocmai ca să, într-un fel sau altul, să-i stimulăm să facă pasul de a veni spre noi. Pentru că noi propuneri de activități facem. Biserica face multe, multe alte propuneri de activități. Sunt foarte multe întâlniri pentru tinerii. Uneori este un pic mai greu să-i mișcăm și să îi facem să-și dorească să vină, dar în momentul în care văd cât de frumoase sunt, unii mai își pierd din timiditate și fac pasul acesta.
Într-adevăr, și noi în aceste zile am avut în fiecare zi Sfânta Liturghie, am avut rugăciune de dimineață, rugăciune de seară, am alternat momentele de formare, momentele din cadrul proiectului cu momente de trăire, de reflexie personală, de evaluare. Am avut ocazia să ne bucurăm de frumusețea Iașului, să vizităm niște obiective turistice, să participăm la... Deci se merită. Suntem spre finalul emisiunii. E un lucru pe care nu l-am stabilit, la care nu ne-am gândit și nu am stabilit cu invitații noștri, dar dacă le-am cere să încheiem emisiunea noastră cu Tatăl nostru pe care să-l recite în limba lor, ce părere au? He asked if we can finish the TV, the show, with Our Father in your language. Abana. Okay. Yes, for sure. Go. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. Nu era modalitate mai frumoasă să încheiem emisiunea asta decât cu această rugăciune. Mulțumim, Mirna. Mulțumim, Isa, mulțumim, Codruța, pentru acest timp pe care le-ați oferit și ați împărtășit ceea ce trăiți împreună în aceste zile și ați împărtășit din viața voastră. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați rămas cu noi la această emisiune în care am dorit să evidențiem încă o dată rolul pe care l-au tinerii în biserică și în societate. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi, vă mulțumim și pentru binele pe care încercați să-l faceți în mediul dumneavoastră. Vă dau o nouă întâlnire la o viitoare ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii aici la Polonia TV. La revedere!